Realizate sâmbătă în Parcul Herăstrău, Parcul Tineretului, Parcul Cismigiu, Parcul Floreasca, Parcul Carol și Parcul Circului. O învățătoare de la o școală din comuna Trușești, din Botoșani, este acuzată de o mamă că bate fără milă un băiețel în vârstă de 7 ani care are probleme medicale. Două anchete au fost deschise după ce mama copilului a postat pe Facebook un clip video în care fiul ei, un băiețel de 7 ani, apare cu numeroase vânătăi. Sorin Saizu transmite. Una dintre anchete a fost deschisă de conducerea școlii de Mustină Botez din Trușești, iar cealaltă de poliție. În postarea de pe o rețea de socializare, mama copilului s-a plâns că fiul ei a fost bătut în repetate rânduri de învățătoare pentru că este mai mic cu 2 ani și înțelege mai greu cerințele învățătoarei.